Bun, avem un prilej scurt să facem și repriza de la 70. Suntem în treapta a patra acum, 70 de km pe oră și nu mai zic kickdown, că sare lumea în cap, pedală la podea. Eu zic că prea bine merge. Prea bine. Mergea și cu 90 de cai. Deci vă spun, cine vrea să-și ia oricare dintre motorizările astea turbo, sigur, nu SCE-ul, că asta e SCE-ul ei, numai dacă mergi prin oraș sau și cu ăla mea. Eu merg și cu ăla, n-am nicio treabă. Dar ăsta cu 100 de cai este parfum. În condițiile astea, și nu știu, repet ce am spus și spun de un an și ceva, da? Nu e vina Dacia, că puteam avea 1.6 de 150 de cai sau puteam avea 1.3 de 150 de cai, dar problema care se pune este alta. 70, accelerez. Problema care se pune, urmăriți repriza în timpul ăsta, problema care se pune este că Europa, așa cum spunea cineva, că la un moment dat râdeam de extremiști ăștia, Europa nu prea mai e țară liberă acum, nu mai e țară liberă, că dacă în toată lumea fiecare poluează cum vrea și noi europenii vrem să fim mai cumoți și din cauza asta am ajuns să conducem, ca să citesc, motoare de drujbă, aspiratoare, mașini de spălat, ziceți voi, frigidere, congelatoare. Da, eu văd că merge și drujba asta de la Dacia foarte, foarte bine. După părerea mea, a trecut un seria 7 acum. Ce vreți să mă compar cu ăla? Nu. Da. Astea sunt condițiile. Credeți că altor producători le convine? Toată lumea are motoare de un litru pe toți, da? Nu știu. Stau și mă gândesc acum, da, majoritatea au, da? De la Suzuki, Toyota, toată lumea are cu 1, 1, 2, ceva de genul ăsta. 3 cilindri, adică nu mai chestia asta că, domne, ce au pus motoarele astea? Păi uitați-vă și la ceilalți, tot aia. Este vorba de normele europene, de mizeriile astea de rahat. Că o să ajungem... Chiar că o să ajungem să nu mai avem ce să mai conducem. Bun. Treapta 6 la 70 de km pe oră. Sigur că asta e chiar o aroganță. Suntem la 1500 rotații pe minut, 1550, deci accelerez la podea. Protestează motorul un pic, deci de asta spun, faceți ce spune popa, nu ce face popa. Și... vedeți cum accelerează, deci aici era clar, vrei să faci ceva de la 70 la oră, îi dai a treia, da? Sau îi dai a patra și situația se schimbă. Dar vedem ce acum, elasticitatea motorului pe benzină. Ia uitați ce frumos merge, n-ai nicio treabă. Nu trebuie să vă fie lene să schimbați treptele, pentru că schimbă atât de bine cutia încât e o plăcere. Bun, ați văzut-o, da? Mai avem un 0-100 ceva și cam asta e. N-are rost să ne mai stresăm. O să o trec și pe GPL. Că vreau să vedem dacă e vreo diferență, dacă se schimbă ceva. Sigur că e o diferență, că n-are cum să nu fie o diferență. A trecut pe GPL acum. Mergem în treapta a treia, frumos, corespunzător, 70 de km pe oră și suntem pe GPL, da? Și să urmărim ce se întâmplă pe GPL, pedală la podea. Impecabil schimbă cutia. Deci pe gaz.
nu face niciun zgomot când schimbă. Este superb cum merge. Da, se aud zgomotele astea de așa, așa, așa de amoroarte și o lăsăm. Deci, ce voiam să spun? Am observat la captur. Mergi cu ea pe GPL, de nu mai vrei să mai dai benzină. N-ai nevoie, n-ai de ce să faci treaba asta. Da? Bun. Dreapta, patra. Frumos, uitați-vă ce frumos se turează. O plăcere este mașina. E lumea în jură, da, ce ai, refer să... Urcă-te în ea, mergi cu ea și pomă în jură. Și nu mă supăr. Deci dacă ai argumente, nu am nicio problemă. Bun. Din nou 70, de data asta cu treapta a patra, da? Pe GPL, atenție. Pedală la podea. Pe cuvântul meu, dacă simt diferența, și eu sunt un tip fin așa de felul meu, nu simt diferența față de benzină. Sigur că ea este, probabil dacă măsurăm, dar uitați-vă cum poate să meargă. Superb! Bun. Eram deja în a cincea. Frânăm. Frânează foarte bine. Așa, cu tamburii ei amărâți. 70. Și să vedem o repriză și în a cincea pe GPL, da? Pedală la podea. Îmi spune computerul că faci o retrogradare, părinte. Da. Eu nu vreau. Uitați-vă ce frumos merge. Da. Adică am încercat să răspund la întrebarea quasi cunoscută, dacă depășește tiruri. Dom'le, depășește și tiruri. Depinde cine conduce. Da? Uitați-vă cum merge. Ce nu vreau eu să mă mai duc, să mă duc spre viteză maximă și așa, dar vă zic că nu știu dacă ați observat, dacă n-ați observat, vă spun eu. N-are niciun moment în care să încetinească sau să stea, nu. Deci se duce așa, liniar până la capăt, până la viteza maximă și aia este. Adică mie îmi spune multe despre motorul ăsta. Nu știu vouă ce vă spun, dar mie îmi spune. Bun, și treapta șasea. Cât ne mai lasă traficul. Așezăm frumos pe banda 1. Frânăm repede la 70. Și suntem în treapta 6. Pedală la podea. Evident că nu-i convine, că nu i-a convenit nici pe benzină. Da. La benzină a protestat un pic. Am simțit așa un bârit de la motor, știți? Nu-mi convine. Dar aici pe GPL probabil că merge mai fin și n-a comentat. Deci n-am avut nicio vibrație, nu nimic. Doar că mașina stătea, ați văzut că nu... Stătea, dar acum nu mai stă. Poate că sunt eu un entuziast Dacia. Dar eu sunt entuziast și Kia, și Hyundai, și... Sunt un entuziast și la Volkswagen, numai ei nu vor să înțeleagă lucrul ăsta și alții. Am fost entuziast și la Honda, văd că au uitat cum mă cheamă. Și Honda, și Toyota, și alții. Nu e nicio problemă. Bun. Să punem și un 100 de km pe oră și să facem același lucru și la 100.
din treapta a patra, da? Deci ne ducem în treapta a patra, 100 de km pe oră, să vedem repriza. Undeva la un 5300 de rotații pe minut, nu mă duc mai mult. Pe GPL. Săraca fată bogată, merge, nu? Bă, da, ce merge? Nici nu zici că e Dacia. Acum, ce vreau să vă rog, o să intrați probabil foarte mulți să vă uitați. Pe mine nu prea m-ați auzit. De fapt, nu cred că m-ați auzit deloc. Nu cred că am spus. Avem 1500 de filme făcute. Am muncit în viața asta. Nu m-ați auzit vreodată să cerșesc, să zic, domnule, dați-mi și mie un subscribe, un like, un... Nu o să... Dar doar vă informez că atingem, probabil zilele astea, o să atingem 50.000 de abonați. Deci dacă vreți să fiți abonatul cu numărul 50.000, dacă vreți, puteți să dați subscribe. Dacă nu, e ok, cine vrea dă. Treapta 5 la 100 de km pe oră, să vedem repriza pe GPL, da? La mașinile astea care nu sunt bune, dar sunt cele mai bune vândute, cele mai multe, cele mai vândute. Ca în bancul cu Ferrari. Se întâlnește Loganul cu Ferrari și șoferul întreabă de pe Logan. A, cum e, merge că... Nu prea am văzut multe pe stradă, nu prea sunt fiabile, nu? Da, treapta 5. Se simte că mașina e ușoară. Adică o simți. Mi-ar fi plăcut să fie un pic mai grea, așa. Poate că mi-ar fi dat o încredere suplimentară la viteze mai mari, dar bă, zic că nu e rău deloc. Adică eu n-am nicio treabă. Eu merg cu ea, rup. Bun, treapta 6 și ultima probă, cum se zice. 100 de km pe oră. S-a aglomerat din păcate, dar să încercăm, da? Pedală la podea. N-a protestat că suntem la 100, adică motorul era un pic în zona lui de plăcere. Și cam ăsta e Loganul. Materie de dinamică rutieră, încetinesc că am în față o mașină. Accelerez din nou, ca să vedeți. Nu cred că e, adică vă dați seama că e o diferență infimă față de benzină, mie nu mi se pare. Ce mi se pare în schimb este că pe gaz merge mai fin. Deci și în materie de zgomot al motorului e mai fină pe gaz. Uitați-vă cum se înceți. Adică nu știu cum să vă zic. Ce vrei mai mult? Vrei mai mult? E altceva. E foarte simplu. Eu asta nu înțeleg. N-am înțeles niciodată. Oamenii care înjură Dacia, de ce, ce ai cu mașini? Și care-i problema? Nu-ți place? Nu cumpăra. Ia-ți Mercedes, ia-ți, ia și un cap de planetară să ai și îți vezi de treaba ta. Și eu am înjurat o altă mașină sau Skoda sau cu tare, că nu-mi dau, n-am eu treabă, mașina n-are nicio vină. Asta e marfa, ăsta e prețul. E ca la piață, te duci, vezi, constați ce-ți place, ce vrei să iei, iei. Nu vă place ce ați văzut aici? Vă duceți, Hyundai, Kia, sunt N variante, da? Nu mai stați așa multe, că piața auto s-a schimbat, dar găsești. Vă place ce ați văzut aici? Succes la cumpărare! 0-100 pe benzină.
zic că merge mașina asta pentru 100 de cai impecabil. Și pe GPL o să vedeți că o trecem acum pe GPL. E un pic diferit față de captură, are doar un buton pe care apeși. E mai simplu decât la captură și mai, mai bine integrat. Deci se vede că până la urmă apartenența la un grup mare are și avantajele ei. Că i-au studiat pe captură și până la urmă au implementat mai bine pe Dacia. Și 0-100 pe GPL. Am ezitat la un moment dat la o schimbare de dreaptă, dar eram deja la 110 pe bord, deci 0-100 a fost corect, fără probleme. Cred că din 3 în 4 când am schimbat am ezitat un pic. Se vede, se simte, deci la 0-100 se simte o diferență în favoarea benzinei, dar adică în momentul în care am turat-o în gol un pic, se simțea mai bine la benzină, că e clar că îi place mai mult cu benzină, dar nu e problemă. S-a văzut în ambele ipostaze mașina. S-a oprit motorul, nu s-a simțit absolut nimic, stop-startul. Repornirea, foarte interesant, e o diferență. Când pornești motorul prima dată, deci dacă ai avut mașina încuiată și când pornești motorul prima dată, pornește lung, deci demarorul merge destul de mult, în timp ce la stop-start funcționează foarte, foarte rapid, dar se simte zgomotul la repornire. Frumos, impecabil, n-am ce să comentez. Și uitați-o cum merge, fără eco, pe GPL, da? Deci un condus normal. Ce să comentez la mașina asta? Deci ce vrei tu faci cu ea? Acum am vrut să-i dau a șasea, dar de lene am dat a patra, mi-a fost lene să mă duc mâna mai încolo un pic. Eu nu am, adică vă spun, când spun de o mașină și de un motor și de o cutie că sunt de nota 10, păi sunt de nota 10. Deci nu ai ce să comentezi la combinația asta pe care a făcut-o Renault și am văzut-o pe captură, eu am rămas stupefiat cum poate să meargă mașina cu 100 de cai și GPL. Impecabil. Este impecabil. Cine și ea nu va regreta. Acum nu știu fiabilitatea, cum stă, că n-am informațiile astea într-un drive test de câteva zile, dar cum merge, asta am văzut. Am pus-o în eco, să vedem o conducere în eco. Am spus încă de la Sandero că eco la motorul ăsta nou 1.0 TCE este diferit față de eco de la modele mai vechi. Deci nu, uitați-vă cum merge. Da, vi se pare că e anestezia, deci eu conduc absolut normal, fără salturi de trepte, deci fac ceea ce aș face eu în mod normal. Sunt deja în treapta 6 acum. Vi se pare că e leneș sau eu pot să merg cu mașina asta în eco forever, n-am nicio treabă. După cum la Sportage-ul meu de 185 de cai, de când îl am, l-am dat de 3 ori în sport, că merge foarte bine și fără sport. Da? Deci cum vi se pare în eco, da? Eu zic că merge foarte, foarte bine în eco. Cum schimbă cutia? Păi haideți să o vedem un pic. Da. Ia să vedem. A doua, da? Suntem aproape la 6000. A treia. A patra. Uitați-vă ce rapid. A cincea. A șase. A cincea. A patra. A treia, da? Superb schimbă treptele mașina. Superb. Bun, o să ies din eco. În continuare pe GPL cu stop-start.
și să mergem un pic mai rapid decât am face în mod normal, dar fără pedală la podea, da? Gen până în 4000 ne ducem. Observați cât de rapid se duce la, cât de rapid se turează, da? E un mare avantaj la un 3 cilindri. Uitați-vă ce frumos, schimbat treaptă cu treaptă, da? Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 6 acum. Uitați-vă cum te duci la 120, te trezești cu ea la viteze de autostradă. Și asta pe GPL. Încă o dată întreb, de ce m-aș mai duce să mai bag benzină dacă pot să merg pe GPL așa? Ții rezervor de benzină și pe ăla trebuie să-l consumi din timp în timp, că benzina este, își pierde din cifra octanică, se, e perisabilă în timp, deci dacă stai cu benzina în rezervor mai mult de 6 luni, se degradează. Și atunci undeva mergi pe GPL mă, și din când în când mai mergi și pe benzină sau mai faci plinul, mai împrospătezi. Bun, ce vedeți pe bord acum este un consum mediu pe GPL făcut pe distanța de 362,6 km cu o medie de 50,4 km pe oră. Deci s-a mers, să zicem, predominant extraurban. Am mers și prin București. Dintr-un total de 417 km făcuți. Începând din momentul ăsta, deci de la 1107 km, o să încerc să merg predominant pe benzină. Adică voi porni mașina și voi comuta din butonul din stânga bordului pe benzină. Ca să vedem, să încercăm să facem o medie până duc mașina înapoi la Dacia, o să mai fac 200-300 de km probabil și o să facem o medie și pe benzină ca să vedeți exact ce oferă mașina asta. Știu, toată lumea așteaptă de la mine, de fapt asta e întrebarea. Dom'le, merită sau nu merită să cumpărăm mașina asta? Păi nu vreau să fac un rezumat acum, că de-aia am filmat atâtea ore, ca să aveți răbdare să vă uitați și să vedeți ce am avut de comentat pozitiv și negativ. Am încercat să comentez și să subliniez. În lumina celor comentate, să spunem constatate de mine, părerea mea e cam următoarea. Dacă, să zicem că mașina asta ar fi 15.000 de euro, da? O să aveți prețul exact pe film cu toate opțiunile așa. Dar să zicem că o mașină ca asta ar fi 15.000 de euro. Și întrebarea, vă spun că am mail-ul plin, toată lumea mă întreabă, domne, dacă am 15.000 de euro, îi dau pe un Logan sau nu? Eu aș spune așa, adică eu așa aș face dacă ar fi. Și o să mai povestesc ceva, că mă tot întreabă lumea, dacă Dacia e așa bună, de ce nu merg eu cu o Dacia? O să vă spun și de ce nu merg cu o Dacia. Deși mie mi-ar plăcea. Deci dacă ai 15.000 de euro, de fapt întrebarea este pusă, nu e pusă bine. Eu aș pune întrebarea altfel. Aș pune așa, dacă ai 15.000 de euro și dacă poți să te mai cauți de 2.000 de euro, dacă merită să iei sau nu Logan, Sandero sau Sandero Step. Sau aș pune și altfel. Sau dacă ai 13.000 de euro și dacă mai ai, mai faci un efort și mai găsești 2.000 de euro, dacă ai lua un Logan, un Sandero sau un Sandero Stepway. De fapt așa se pune întrebarea. Pentru că în funcție de aceste două întrebări s-ar putea să avem două răspunsuri. Unul dintre răspunsuri este legat de varianta de 15.000 de euro. Dacă ai 15.000 de euro și mai ai 2.000 să mai dai, poate că e bine să te uiți și la alte mașini, că sunt și alte mașini, destule mașini. Nu toate oferă ce oferă Logan în anumite privințe, nici ergonomia, nici multimedia asta super șmecher, nici multe, nici cruise control la cu memorie, nici keyless, nici, cum să spun eu, că nu-mi vine acum mirroring sau mă rog Android Auto cu wireless, deci fără fir și așa mai departe, prin Bluetooth sau cum e. Deci nu vă gândiți că dacă ai 18.000 sau 16.500 sau 17.000, te duci și altă mașină și automat aia va avea. Asta e o prostie, nu le va avea. În același timp însă, ce va avea cealaltă mașină la care ne gândiți, care poate să fie orice vreți voi, da? Va avea o siguranță mai bună, da? Că sunt mașini care au 5 stele sau 4 stele și ceva pline, serioase, deocamdată la ora asta
încă nu știm ce rezultate și dacă se va testa această gamă. Eu bănuiesc că se va testa și vom vedea și ce rezultate va avea. Deci asta vor oferi celelalte mașini. Pe urmă, mai sunt anumite chestiuni pe care le oferă celelalte mașini. Poate că poți să găsești o cutie automată convențională, poate că poți să găsești o cutie cu dublu ambreiaj în, să zicem, în defavoarea unei cutii cu de tip CVT, cum avem la Dacia, da? Care are calitățile ei și în același timp are limitările ei. Și limitările sunt mai ales în ceea ce privește feeling-ul, cum simte omul când conduce, da? Nu simte implicarea așa cum simți la o cutie cu dublu ambreiaj, de exemplu, și nici schimbările de trepte normale pe care le oferă, de fapt, o cutie automată convențională, da? Deci sunt lucruri pe care la alte modele concurente cu Dacia le poți găsi și le poți avea. E un dans foarte interesant aici, deci trebuie să vedeți exact ce căutați, ce vreți de la mașină, da? În materie de motor și cutie, pot să vă spun un lucru, motorul de la Dacia este superior multor motorizări de 100 de cai cu care am mai mers, ale concurenței, chiar și ale unora de 90 de cai sau de 110 cai, deci ne încadrăm în zona asta. Pe urmă, Dacia, spre deosebire de o parte din concurenți, vine cu cutie manuală cu 6 trepte, ceea ce unii dintre concurenții foarte titrați și foarte spectaculoși pe care i-are, să zicem, i-ar putea avea un Logan, oferă doar cutie cu 5 trepte. Deci, iarăși, e un dans, trebuie să vedem unde ne situăm. Bun, mă întorc la a doua întrebare. Dacă am 13.000 de euro și dacă mai fac un efort și cu tot efortul ăla nu ajung decât în 15.000 de euro, sincer, eu aș lua un Logan configurat sau un Sandero sau un Sandero Stepway configurat în spiritul acestui Smart Buy. Smart Buy ce înseamnă? Da? O alegere inteligentă. În momentul în care vii cu prostii, gen, domne, avem o mașină Smart Buy care nu e Dacia asta Logan, care nu are o celulă de siguranță de 5 stele, că nu are, că nu are anumite echipamente care nu permit obținerea 5 stele. În momentul ăla lași jos dorințele, băi, vreau măsuță în spate, vreau BSD, ăsta, blind, BSM, blind spot monitoring și așa mai departe. Deci începi să te uiți exact ce vrei. Vrei volan în piele, vrei... Deci tu renunți la o chestie de siguranță, să spunem, dar îți trebuie un ecran mare, cum e ăsta, multimedia. Nu cumva te descurci mai bine tu și fără blind spot monitoring și fără ecranul ăsta mare și integrezi un smartphone în bord cu acel frumos sistem pe care îl oferă Dacia Media Control. Nu mai bine, poate renunți tu și la geamurile electrice din spate, poate nu ți iei jante din aliaj, că na, nu știu, zic și eu. Și poate că în momentul ăla, de fapt, nu mai dai 2000, nu te mai cauți de 2000 plus, ci te oprești undeva la un 13.000 de euro. Și în momentul ăla, într-adevăr, un asemenea Logan care oferă practic două motorizări într-una singură, două sisteme de alimentare, doi combustibili separați la care ai acces, da? În momentul ăsta devine aur o asemenea mașină. Deci eu așa aș răspunde la întrebarea asta. Nu vă... Da, sigur, cu 15.000 de euro te lovești de multe alte mașini, dar cu variante de bază. Adică este de fapt întrebarea Logan full versus bază de la alții, care sigur baza de la alții poate că are foarte multe chestii, poate că are acele 5 stele, poate că are chiar și o cutie automată, poate că are, dar nu le are pe toate. Deci nu le va avea pe toate. Nu va avea display, nu va avea wireless, nu va avea poate nici Android Auto, sunt încă mașini care nu mai au Android Auto, nu oferă Android Auto în echipări de bază, da? Și ca să obții o echipare de bază, nu mai o iei cu 15.000 sau cu 16.000 sau cu 17.000, o iei cu 18.000, cu 19.000 și atunci discuția devine alta. Bun, ca să nu le lungim foarte mult, cum am simțit eu acest Logan? Mașina mi-a plăcut și îmi place foarte mult. Am făcut vreo 600 de kilometri cu ea în total, mai mult pe gaz, ca așa e normal, mai puțin pe benzină. Am un consum mediu pe gaz de 8,1 obținut,
Mai am 160 de km autonomie cu gazul și acum mergem pe benzină, iar consumul mediu pe benzină, se vede pe bord, este 6,4 litri. Dacă mai merg, va scădea, deși e posibil să fie 6,2-6,1. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că pe undeva am avut un pic dreptate, adică diferența între combustibil este de cam 2 litri. Dacă mergi pe gaz, consumă 8 și ceva. Dacă mergi pe benzină, consumă 6 și ceva în același regim. Uluitor pentru mine este, mașina are o elasticitate absolut ieșită din comun, inclusiv în modul eco. Deci este o plăcere să o conduci în orice treaptă vrei tu, pentru că are acest potențial fantastic. Îți permite și salturi de trepte, dacă vreți vă arăt chiar acum. Suntem în treapta a treia acum, da? Ne ducem la 50 de km pe oră și dăm a cincea. Uitați-vă cum o ia, nu comentează, nu nimic. Deci uitați-vă la vitezometru, dacă se vede că permite fără probleme. În oraș este o superbă mașină de oraș cu cutie manuală. Deci eu nu vreau să mai văd cutia manuală, mai ales cât am suferit în București cu pick-up cu cutie manuală. Nu vreau să mai aud. Și cu toate astea, Sandero și acest Logan m-au făcut să reevaluez. Deci dacă ar fi să-mi iau o mașină cu cutie manuală, eu mi-aș lua un Sandero sau un Logan. Deci absolut incredibil se conduc aceste mașini. Deci împerecherea motor cutie este de nota 10 fără discuție. Poate să zică cine o vrea, că știu, sunt mulți. Am mai comentat și eu când a venit și a zis: domne, se mișcă maneta. Și domne, nu știu, vă supărați la mine, nu se mișcă. Da, e aici maneta, pui mâna pe ea, pui banul pe ea și stă acolo. Deci nu se mișcă absolut nimic. Că e tabla subțire, că nu știu ce, am zis și eu, știu. Adică eu cred că înțeleg destul de bine mașinile după mai bine de 20 de ani de când fac chestia asta. Această mașină este o mașină absolut incredibilă, cu anumite compromisuri evidente. Deci sunt evidente, sunt asumate de Dacia. Dacia și-a asumat aceste compromisuri. Îmi place că are o direcție foarte plăcută. Deci direcția nu mai este așa cum era odată la Dacia, dar nu înțelegea nimic din ea. Nu, e o direcție precisă, ai mișcat de volan, se mișcă mașina, da? Sigur, nu e atât de precisă ca la o mașină de 20.000 de euro a concurenței, care are nu știu câte X generații de, hai să vorbim de Corsa, hai să vorbim de Polo, nu, da, nu discutăm, nu comentăm, nu comparăm cum se conduce dinamic un Fiesta cu care are și motorizări de, eu știu, 150 de cai sau era odată 140 de cai, nu comparăm cu Logan, da, ne menținem unde suntem. Însă oferă mașina plăcerea de a conduce. Deci pentru mine ca șofer, mașina asta însemna plăcerea de a conduce, plăcerea de a conduce o Dacia. Frânează bine. Are anumite probleme de vizibilitate în spate de care am vorbit. O observație față de Sandero. E posibil să fie doar la mașina asta, poate că e reglată diferit. La început când m-am urcat în ea, am avut o problemă reală de a încurca pedale, că nu e corect spus. Deci accelerația este foarte jos față de frână. La Sandero nu mi s-a părut, deci la asta m-am și uitat, deci e o diferență câțiva centimetri buni. Și deci tranziția de pe accelerație pe frână se face un pic altfel decât la alte mașini, unde adică trebuie să ridici un pic piciorul mai serios de pe accelerație ca să te poți muta pe frână. Că dacă glisezi piciorul de la dreapta la stânga să te duci pe frână, agăți pedala de frână de jos și te blochezi și te poți, adică e chiar o situație potențial cauzatoare de accident, că te încurci în pedale acolo. Deci am observat asta numai la Logan. S-ar putea să fie, nu cred că e o diferență între Sandero, poate că e o setare a mașinii astea, poate e reglată pedala de accelerație mai jos sau nu știu, habar n-am. Deci astea sunt ca observații. În rest, mașina o plăcere la condus. Deci rețineți, dacă vreți Logan, nu vă mai uitați pe forumuri, nu vă mai uitați în gura tuturor care n-au condus. Oameni care înjură Dacia fără să conducă, da? Eu conduc, sunt în ea, acum mașina este superbă la condus. E o plăcere să schimb vitezele. Nu. Și cine a luat Logan și cine, eu vă spun un lucru, și m-am întâlnit cu un preot, că un preot m-a întrebat că vrea să ia părinților o mașină. Și avea o Kia cumpărată, mă rog, zice, domne, în urma filmelor noastre am cumpărat și așa. Bravo! Eu până acum vă spun sincer,
nu am întâlnit, nu mi-a scris cineva sau nu m-am întâlnit cu cineva care să-mi spună: domne, am ascultat ce mi-ai zis și am greșit. Eu nu mă laud. Deci nu e, am înțeles, mai îmi zice lumea că mă laud, că sunt narcisist, că sănătate, noi să fim sănătoși. Mai avem un pic, murim toți și gata. Nimeni până acum nu mi-a zis: Robert, am cumpărat o mașină cum ai învățat tu și regret. Nu mi-a zis nimeni. Deci toată lumea mi-a zis: domne, am ascultat ce a zis ăsta și am fost mulțumit. Deci ăsta e feedback, înseamnă că eu ce fac este bine. Încă o dată vă spun, dacă eu vă spun că Dacia asta merge bine, voi puteți să ascultați de oricine. Dar părerea mea este că acest Logan merge absolut incredibil pentru o Dacia în anul 2021. Mâine o să avem Clio E-Tech. Deci o să intru de pe Logan pe Clio, o să văd imediat diferențele, o să simt. După părerea mea, o mașină cu compromisuri nu e corect să spun acceptabile. Fiecare face ce compromis vrea în viața lui. Vrei siguranță de 5 stele? Dacia nu e pentru tine. Vrei să faci compromisul ăsta cu siguranța? Mașina merge incredibil. Incredibil, e o plăcere să o nu mai zic autonomie și vrei să ne uităm? Deci am range 580, distanța 485, cred că, ia să vedem că nu e asta. Acum suntem pe, deci am făcut 584 în total, da? Deci eu am făcut 584, îi vedem aici pe bord. Și range-ul 580. În condițiile în care mai am 160 pe gaz și nu am mers la economie, dar am mers în eco, majoritar în eco, mai puțin zonele de dinamic, pentru că în eco merge absolut incredibil mașina. Pentru mine o plăcere. Și acum voi încheia răspunzând întrebării pe care mi-a pus-o foarte multă lume. De ce, Robert, dar de ce voi jurnaliștii care lăudați Dacia, că e așa și de ce nu conduce niciun o Dacia? Uite, o să vă dezamăgesc și o să spun, eu am mulți prieteni care sunt jurnaliști, dacă vreți cu nume și prenume, vă spun, care au Duster, care au, deci fără nicio problemă, da? Au Dacia. Dar haideți să vă spun de ce nu conduc eu o Dacia. Păi, de exemplu, am locuit o perioadă, 15 ani, într-o garsonieră. Pe urmă am trecut la un două camere și acum m-am mutat cumva la casă. Și acum voi vreți să mă mut înapoi în garsonieră. Nu știu dacă înțelegeți. Asta îmi cereți voi mie. Dar, domnule, de ce nu fac? Păi, nu conduc pentru că eu am muncit, după cum se vede, dacă nu mă credeți, am muncit zile și nopți. Am dat acestui canal și altor canale și altor lucruri pe care le fac toată viața mea, ca oricine, ca să am un progres, să progresez, da? Dacă aș avea 13.000 de euro acum și n-aș avea o mașină, eu mi-aș lua un Logan. Nu un Logan, mint, mi-aș lua un Sandero. De fapt, mie îmi place mai mult Sandero. Deși și Loganul stai, dar eu mi-aș lua un Sandero Stepway, da? Și poate că aș face un efort și mi-aș lua un Sandero Stepway configurat așa, corect, dar nu esențial. Mi-aș lua un confort plus 2-3 chestii. Dar Robert Adam a muncit și a avut bani să-și ia mai multe mașini străine, să le mai schimbe, să le mai, cu ajutorul, că mai sunt oameni care, domne, noi, nouă ne place ce faci, uite, vrei o mașină de la noi, îți dăm un preț bun. Adică nu mă pot întoarce la o Dacia acum, pentru că nu am cum să mă întorc la o Dacia, că am, eu mi-am luat nou Isuzu de Max, da? Dacia, dacă Duster avea un pick-up, vă zic că șansele erau foarte mari că eu să conduc o Dacia. Pentru că eu sunt un tip foarte pragmatic. Imaginați-vă următorul lucru. Dacă vroiam să-mi iau un BMW, credeți că aveam bani să-mi iau un BMW? Acum eu, mașinile pe care le conduc sunt peste 60 și ceva de mii de euro. Cred că puteam să-mi iau un BMW, nu un seria 3. Vreau și un seria 3 și mergea Robert cu BMW-ul. Eu sunt un tip pragmatic și nu mă interesează. Păi mie mă interesează ce livrează mașina, nu ce scrie pe ea. Vreau să livreze mașina și dacă mașina livrează, o cumpăr. După părerea mea, Dacia livrează enorm în acest moment, enorm de mult, dar cu compromisuri pe care trebuie să ți le asumi. Ăsta este Loganul, ăsta este Sandero, ăsta este Stepway. Și vă mai spun un lucru apropo despre Dacia și despre discounturi. Vă dați seama că mie mi s-au oferit niște discounturi ca să cumpăr nu Kia, să cumpăr nu Isuzu,
pe care orice om normal ar fi nebunit. Adică, cum să spun, am avut oameni care mi-au spus: domnule, dacă vrei să iei mașină, ce mașină vrei de la noi, de la, dar să fie sigla asta, ne dai cât vrei tu pe ea. Deci așa mi-au spus: domnule, dai cât vrei tu pe ea, dacă vrei să te dai ceva bine, dacă nu, nu, vino și iau de noi. Dar să nu mai conduci Kia, să nu mai conduci Isuzu. Înțelegeți? Deci ca să înțelegeți, eu conduc Kia pentru că îmi place, nu că mi-a dat-o cineva gratis, că le-am plătit mașinile și Isuzu. Ei bine, singura firmă unde dacă vreau să obțin un discount de 3% acum, trebuie să dau 50 de telefoane și să fac temenele, care credeți că este dintre toate brandurile care există? E, ați ghicit. Dacia. Dacia vinde atât de bine încât nu au nevoie să dea discount. Înțelegeți? Dacă nu vând în România, vând pe alte piețe. Dacă nu vând pe alte piețe, vând în România. Dacă nu vând nici în România, nici pe alte piețe, vând în India, vând în Rusia, vând în altă parte. Dacă vând, am spus-o și o spun mereu, piața spune cine este mașina câștigătoare. Nu vrăjeli. Dacă mașina asta s-a vândut în Europa, e pe primul loc la vânzări, înseamnă că e o mașină bună. Mă rog, Sandero, da? Deci dacă Sandero e numărul 1 la vânzări, nu știu câte luni la rând, și bate pe Polo, pe orice, pe Golf, pe spuneți voi pe cine vreți, nu avem dreptul să spunem că e o mașină rea. Mergeți în showroom, faceți un drive test și înjurați-mă pe mine dacă nu e bună. Nici Logan, nici Sandero, nici Stepway nu merită înjurăturile pe care le primesc gratuit de la oameni care nu au condus în viața lor o Dacia, sau dacă au condus, au condus Dacii de acum 5 generații.